Printre numeroasele recorduri triste deținute în județul nostru, unul, care de 3 ani încoace atrage atenția celor de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, este cel legat de creșterea numărului de copii care suferă de autism. Părinții care au dubii pentru o astfel de boală pot să treacă cu copiii printr-o comisie de evaluare complexă a copilului, comisie existentă la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. În anul 2010, Comisia pentru Protecția Copilului a eliberat certificate de încadrare într-un grad de handicap pentru un număr de 48 de copii diagnosticați cu autism. Numărul acestora a crescut la 52 în anul 2011 și la 76 în anul 2012. În prezent, în evidența compartimentului de evaluare complexă pentru copiii cu dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, se află 93 de copii diagnosticați cu autism încadrați într-un grad de handicap. Conform specialiștilor, autismul infantil reprezintă o boală complexă care debutează prin oprirea dezvoltării psihice a copilului înainte de vârsta de 3 ani. Această deficiență se manifestă prin incapacitatea de a folosi limbajul și comunicarea, tulburări de comportament și inabilitatea de a dezvolta relații sociale. La prima suspiciune, copilul trebuie consultat de un medic de psihiatrie infantilă, singurul care se poate pronunța asupra diagnosticului, iar după aceea se poate stabili sau nu pacientul într-un anumit grad de handicap în funcție de întârzierea mentală. Copiii cu dizabilități au dreptul la alocație de stat dublă și o indemnizație cuprinsă între 33,5 și 91 de lei lunar. Cei încadrați în gradul 1 de handicap, în funcție de gradul de întârziere mentală, beneficiază de însoțitor personal, acesta fiind salariat al primăriei localității de domiciliu.